Ați privit filmul Star Trek? Iată, o actriță afro-americană, Nicole Nichols, care s-a filmat în acest film, una din actori principali. Femeia aceasta a murit la vârsta de 89 de ani, dacă nu mă înșel, și acum, deci, scrumul acestei femei, rămășițele din trupul acestei femei, au fost trimise într-o rachetă împreună cu alte 200 de astfel de urne, au fost trimise pe orbita Soarelui, deci împreună, pe orbita Pământului, în jurul Soarelui. Deci iată, în felul acesta, oamenii vor să se contopească cu veșnicia. Și mă gândesc ce efort enorm s-a făcut pentru asta. Cu siguranță că asta nu costă puțini bani ca să faci un astfel de lucru. Și vedeți oameni bogați, oameni care au resursele acestea financiare, ei așa au hotărât să procedeze. Acum, mă rog, unii oameni vor zice că nu-i bine, trebuie să meargă în pământ, trebuie să fie prin înmormântare, în pământ, în humare. Alții cred că nu, incinerarea e mai dreaptă. Oricum n-ar fi, am făcut niște articole despre asta pe Moldova Creștină, nu prea mult contează ce se întâmplă cu trupul, că este înmormântat, este înhumat sau incinerat, nu contează prea mult asta, însă iată, evident că oamenii aceștia, dacă au investit așa mulți bani ca să le fie trupurile lor trimise pe orbit în jurul Soarelui, apoi înseamnă că au ei un gând la veșnicie, se gândesc ei la veșnicie. Doar ce vreau să vă zic, că asta nu rezolvă problema veșniciei. Chiar dacă trimiți trupul în jurul Soarelui, nu, trimiți, eu știu, praful care rămâne, scrumul acela, ce rămâne de la trupul tău, chiar dacă îl trimiți în jurul Soarelui, asta nu rezolvă problema veșniciei. Ca să-ți rezolvi problema veșniciei, iată, noi, Biblia ne învață că trupul acesta al nostru, atunci când murim, el este semănat, trup firesc, și la învierea Domnului nostru Iisus Hristos va învia trup duhovnicesc. Dar asta se întâmplă numai cu cei care au crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos, care au experimentat nașterea din nou și care au primit Duhul Sfânt. Dacă Duhul lui Dumnezeu a fost în trupul acesta, atunci trupul acesta numai decât va învia trup duhovnicesc și va fi împreună cu Domnul Iisus Hristos, va fi în veșnicie. Dacă nu s-a întâmplat aceasta, atunci da, și trupurile celorlalți oameni tot vor învia. Dar ei vor învia ca să se înfățișeze la judecata cea mare a lui Dumnezeu și apoi oamenii aceștia, ei vor merge în iazul de foc și de pucioasă, unde vor fi chinuiți în vecii vecilor. Așa că, iată, asta este foarte important. Eu nu știu ce gândești tu despre trupul tău, ce vrei să se întâmple cu trupul tău. Vrei să fii incinerat, vrei să fii înmormântat aici unde ești tu, să fii înmormântat unde ai fost tu născut, să fii înmormântat împreună cu părinții tăi. Nu știu ce vrei, ce te gândești în privința asta, dar un lucru trebuie să te gândești neapărat, că dacă nu crezi din toată inima în Domnul Iisus Hristos și dacă nu iei decizia să fii ucenicul Lui și să urmezi învățătura Domnului Iisus în întregime, atunci cu niciun chip nu poți avea parte de o înviere asemănătoare cu cea a Domnului nostru Iisus Hristos ca să ajungi în Împărăția Cerurilor. Orice n-ai face, orice efort n-ai face, inclusiv dacă chiar ai avea bani și ai face efortul ca să fie și rămășițele din trupul tău, scrumul de la trupul tău, să fie pus într-o rachetă și trimis în jurul Soarelui, tot nu schimbă nimic nici aceasta. Dumnezeu să-ți dea credință adevărată în Domnul Iisus Hristos. Eu am crezut cu 31 de ani în urmă, am crezut în Domnul Iisus din toată inima, am luat decizia să-L urmez pe El, am experimentat nașterea din nou și am primit Duhul Sfânt și am nădejdea, am convingerea că la moartea mea, trupul meu, chiar dacă va merge în pământ, Duhul meu se va duce la Domnul nostru Iisus Hristos și când se va întoarce Domnul Iisus Hristos, trupul meu va învia, dar va învia trup duhovnicesc, care va fi în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos, pentru că va fi un trup ca a Domnului Iisus. Ce ai hotărât să faci tu? Ce ai făcut tu și ce ai hotărât să faci? Ce vrei să faci mai departe?